Și aceasta e prima cameră pe care o avem, foarte faină, cu aer vechi, așa. Asta e camera în Veliko Târnovo. Iată, avem și radio de la vechi, acolo o grămadă de tablouri. Și am plătit fabuloasa sumă de 80 de leva, adică 42 de euro. Avem aer condiționat, e o temperatură superbă în condițiile în care afară 36 de grade. Aici este foarte, foarte, foarte bine. Internetul ce trebuie, baie pe hol. Să văd eu. Aici. Iată. A, nu prea se vede bine. Duș, toaletă. Gata. Și stăm aici o noapte. Au prizele bulgarii tot ca noi, ceea ce înseamnă că nu-ți trebuie adaptor. Și e foarte bine, suntem aproape de Țareveț, de ruinele cetății care a consacrat Veliko Târnovo și l-a făcut capitala țaratului bulgar undeva prin secolele 11-12. Da, o să mergem mâine să vizităm și cetatea. Acum e foarte cald, se închide, nu mai știu, la 7 seara se închide, dacă o să fie prea cald și până atunci. Vedem, ori în seara asta, ori mâine, mai probabil mâine dimineață. Vizităm. Acolo stăm noi, Muzeul Închisorii. Veliko Târnovo. Aute, jante, tată. Care aveți un Logan, ia uite, puteți să puneți pe el OZ, Merțan, ABT, Porsche, BMW, M3. Faceți un Logan șmecher. Matroșca. Ia uite, ați făcut și matroșca. Da, am fost acolo și noi n-am luat o matroșca. Ai fost și n-ai luat o matroșca, vai de mine. Vreau să-mi să pun urmă? Da. Cu 5 leva, nu mă, bureți sunt. Ha? Nu mă, să se pun, mă. Fii atent ce tare. Nu. De când era de măr, bubbles, sea. Ia uite ce tare, mă. Mojito. Grapes. Ce tare, papaya. Cum ai să pun lipit de burete? Da. Ce tare. Și eu n-am văzut până acum. În ce lume am trăit, mă? Știu. Ia uite, white rose-urile. Cucumber. Uleiul de Bulgaria. Uleiul de trandafiri. Bulgaria este cel mai mare producător de ulei de trandafir din lume. Uite, aici lipsește o grămadă din acoperiș colțul ăsta. Așa poți să înțelegi când zice un om că n-ai toate țigle pe casă. Să știți că astea două, zeița Fortuna cu cornul abundenței și legată la ochi, nu-i departe ca și concept de ăsta, deși asta arată foarte atrăgătoare și asta foarte respingătoare. Asta ca să nu mai vorbim de faptul că pe cap are coroana cu zidurile unei cetăți, coroană pe care o purta zeița Artemis și pe care la începuturi
a preluat-o tot zeița Artemis și sub nou nume din creștinism, adică Maria. Ulterior au deposedat-o de coroana cu zidurile cetății și a rămas coroană standard, regească. Wow! Ce fain! Acolo, dar asta era și, când, și înainte. Poate l-au mai renovat un pic, da. Uite și acolo, 1881. Hai să... Biserica și monumentul. Și acolo jos apa. Foarte drăguț. Vezi, acolo așa se ajunge, pe podul ăla. Da, da, da. Numai da. Pe acolo. Și eu de-aia am crezut că acolo e parc. Wow. Numai roc. Ei. Uite ce cănuțe faine. Tafrantică, patru, oh, credeam că e ceva de trandafir, dar nu. Hai! Faine asta. Ia uite, mă. Frumoase. Și arată și cu motive tradiționale, știi? Nu te confunzi cu arabii. Ia uite, mă, portul bulgăresc. Și Gorbaciov. Putin, Messi, Ronaldo, nu știu cine. Papa Sol. Da. Ia să vedem noi. Uite, frate, ce frumos tablou ăsta. Cu țarevețul. Ia uite. Foarte frumos. Chiar îmi place. Da. Foarte drăguț. A, uite mai aici, uite mai Ubi, mă, ce avem noi aici? Ce avem aici? Văzut, dar nu s-a părut că nu ești. Că ăsta ești? Ăsta e? Uite, 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 pieton. Ăsta e. Nu este, ăsta e ăla. Este și în fața altul, dar nu e, ăsta e ăla. Just a second. Do you accept euro? No. No. Okay. Să vedem câte leva mai avem. You can take. Da, deci nu accept euro. A, este virtuosul, ia uite. Numai că au extins-o, au făcut-o și pe lateral, nu era pe lateral. Eu nu mai știam de nume, știam numai că gustul e bun. Trebuie pe acolo. Sperăm să găsim, să schimbăm la ora asta. Hai, hai, tati!
Hai, dacă nu. Hai. Aici trebuia să fie un schimb, pe colțul ăsta. Să vedem dacă mai fi și dacă o fi deschis la ora asta. Limba românești. 25. Da. Foarte bine. Și mini Bulgaria 30 de lei, a? 30 de lei, a? Cam 2 leva 1 euro. 15 euro înseamnă 15 cu 10 25 cu 10, vreo 35 de euro. Dar e închis aici, frate. Uite, până la 6 seara. Da. Să ne găsim exchange. Hai că până la urmă ajungem pe jos. Și aici veneam pe jos. Măi, mi-au plăcut întotdeauna magazinele de aici, hainele din magazine. Da. Mi s-au părut foarte elegant, fancy și da, faine. Decent, elegant. Prețul... Decent. Hai să zic. Prețul, să zic că era, e totuși... da, discutabil prețul, dar ca gust, ca eleganță, croială, tot. Mi s-a părut foarte faine. Da, tati, da. Aia e cafea, ba, da, și înghețat aici. Dar nu e ideea bună asta. În primul rând, în al doilea rând, nu avem bani bulgărești, tati. Trebuie să schimbăm. Și după aia mergem și lui, uite mă, Tom și Jerry. That's all folks. Într-o lună ai uitat că ai zis niciodată nu mai plec vara. O lună ți-a trebuit ca să uiți. Nu, nu, atunci erau 34, acum sunt 36. Nu mai e așa de cald. Merită. Pentru asta merita să veni pe zăpușeală. Ce cântă, tati? Beleațea, beleațea. Ciao, 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 stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. C'è? Ahi c'è? Uite, ăla e sorbet. Uh-huh. Unu. Eu vreau ăsta. Arată atât de bine cu fructele. Hello. Și vreau încă o cupă. Asta și asta. E cam mult, tati, pentru tine. Și-am luat. Și tu, tati, pune să vedem și pe ta aici. E... Yeah.
Un pic de fresh. Sorry. Dincolo nu ne încadra mai rău. Da, că era mai scump. Era 2,99, aici a fost 2,89. Deci n-am găsit să schimbăm, e închis tot ce am găsit noi case de schimb valutar și nu mai aveam decât 15 leva pe care-i primise în rest de la hotel. Dacă știam, schimbam la hotel, puteam schimba la noi la hotel, dar nu m-am gândit. Păi da, i-am plătit în euro și mi-a dat rest în leva. Mai puteam să-i mai dau, să-mi facă schimbul. Că eu la hoteluri fac schimb, știi? La recepții. Da, deci n-am avut decât 15 leva rest primit de la cazare. N-am găsit să schimbăm. Am zis să luăm înghețată, până la urmă am zis că ne încadrăm să luăm câte două gusturi fiecare. Și depășa cu câțiva stotinski. Era 15 leva și nu știu cât stotinski totul, cele trei înghețate. Și doamna a fost foarte de treabă și a zis, lăsați așa, că n-aveam, trebuia să ne mai ia din înghețată înapoi, eventual. Noi avem de la Velico, avem magnet, da, așa sunt foarte frumoși. Da, avem, oricum nu mai luăm. Uite, magazinul de unde tot luăm noi. Unde e? Uite, la acolo, de unde luăm noi creme și alea. Uite, vezi, au făcut terasă. Aici nu avea, nu era. Era numai ăsta. Mai cum? Da. Păi o să gust. Bun, frate. Mango. Mango number 5. Uite-o. Din cum îi zice la asta, că nu e lână? Lână împăsărită, știu ce o să fac. Ia uite, și foarte faine, ce haină frumoasă pe spatele chestia aia. Foarte mult. Uite cât de frumoase sunt, chiar îmi plac. Și veioză de asta. Super. Încet, încet mergem, pole, în Zanzibar. Ia uite ce broscuță, frumoșuță, ca în Zanzibarul care n-am fost, așa mergem. Ia uite mă, Rose of Bulgaria. Și lavanda de Bulgaria. Uite și biserica. Biserica din vârful Țarevețului. Deci putem să ajungem și pe aici. Da, da. Oho, e chiar poarta acolo. Deci mâine venim pe acolo. E poarta.
Și... Mini Bulgaria, să vedem pe unde e fi. Pe aici, prin zonă. Foarte fain. Auzi, intrarea la Velico e acolo, unde se vede turnul sau creneluri. Dar acum e închis. Și sus de tot e biserica. Și pe aici ar trebui să poți coboră și urca. Mâine dimineața nu ești. Ok, gata, am văzut. Mini Bulgaria. Deci, pe aici Mini Bulgaria în față. Gata. Nu mai mergem încolo.